perioada 27-29 martie la Brașov s-a desfășurat campionatul național de karate Du Shotokan, rezervat copiilor, mini-cadeților, juniorilor și seniorilor. CSD Dacia Mioveni 2012 a participat cu 12 sportivi, elevi ai profesorului Sebastian Ene, iar rezultatele au fost extrem de bune. Karatiștii au adus în vitrina clubului din Mioveni 13 medalii, dintre care 7 de aur, 3 de argint și 3 de bronz. Rezultatele elevilor antrenați de Sebastian Ene și în cadrul acestei competiții sunt dovada muncii, seriozității și dorinței de a demonstra valoarea lotului. Demn de remarcat este faptul că aceste rezultate au fost obținute în cadrul unei competiții importante, un campionat național. Sportivii au avut parte de un număr neînsemnat de susținători, directorul sportiv al clubului Constantin Ciobanu, părinții și prietenii.